capitala Austriei devine un oraș magic în preajma sărbătorilor de iarnă. Aromele ademenitoare de turtă dulce, vin fiert și produse de patiserie bucură sufletul turiștilor. Căsuțele frumos împodobite par bucăți rupte din vise. Mireasma fructelor confiate și a altor delicatese, micile pavilioane cu decorații festive și pomii cu podoabe colorate, în care seara se aprinde o mare de lumini, îi încântă pe vizitatorii mici și mari. Adevărat furnicar în perioada de dinaintea Crăciunului. Aici milioane de turiști își dau întâlnire în fiecare zi pentru a petrece câteva clipe minunate în spiritul sărbătorilor de iarnă. Vinul fiert este o specialitate tradițională. Pentru 5 sau 6 euro aveți ocazia să vă încălziți puțin după o plimbare de câteva ore prin centrul Vienei. Dacă ajungeți în Viena în perioada sărbătorilor de iarnă, nu trebuie să plecați fără să beți o cană cu vin fiert. Această specialitate vieneză adună la aceste căsuțe în care se vinde zilnic sute de turiști. Istoria piețelor de Crăciun de la Viena este foarte vastă și începe acum mai bine de 700 de ani. Deși cea mai renumită piață de Crăciun este cea din fața primăriei vieneze, în oraș sunt instalate căsuțe ca de poveste în peste 10 locații, inclusiv la Palatul Schönbrunn. Milioanele de turiști întâlnim români din toate colțurile țării. Veniți să se plimbe sau pentru cumpărături, toți găsesc Viena absolut încântătoare. Suntem din București, cu ocazia Crăciunului și anului nou, dar sunt doar de până în ajunul Crăciunului. Viena este superbă, atmosferă de sărbătoare, magic. Ați gustat ceva? Ce v-a plăcut cel mai mult? Păi, am gustat la capitolul băuturi vin fiert, tradițional. De toate cumpărăm cadouri, cum zic. E decorat fain. Sunt din Craiova și pur și simplu ne plimbăm de un interes personal. O găsim foarte frumoasă, se știe că Viena este cunoscută pentru piețele de Crăciun. Sunt decorate special, sunt diversificate. În străinătate, comercianții pun preț pe fiecare lucru primit de la natură. Pe tarabe, în mare vogă, sunt acum săpunurile realizate din produse naturale. Lichiorurile de ouă, ciocolată sau de miere sunt și ele la mare căutare. I have honey liqueur and honey wine, the samet and honey candles. And honey, no, only honey, honey and all of Viena. Îmbrăcat de sărbătoare, Viena este un oraș fastuos, care își respectă turiștii și le oferă tot ce și-au imaginat aceștia. Cu infrastructura deosebită, cu atracțiile de Crăciun, cu locuitorii mereu atenți cu turiștii și cu bunătățile care ți-au ochii și ți-alintă papilele gustative, Viena atrage cel puțin 3 milioane de turiști anual la târgurile de Crăciun.